Încă din copilărie știm că spanacul este sănătos și că ne face mai puternici datorită lui Popei Marinarul. Acum că spanacul a apărut deja la tarabele din piață, nu ar strica să ne amintim care sunt beneficiile acestuia. Spanacul este renumit pentru multiplele beneficii pe care le aduce organismului. Acesta întărește sistemul imunitar, întârzie îmbătrânirea creierului, dar și a fizicului. Astfel, în piața Mircea, un kilogram de spanac variază între 5 și 8 lei. Spanacul întârzie procesul natural de îmbătrânire al creierului, deoarece are acid folic, substanță specială care reduce nivelul aminoacidului hemocisteina din corpul nostru. De asemenea, acesta întărește sistemul imunitar, datorită complexului său de vitamine. Dumneavoastră consumați spanac în această perioadă? Nu prea consumăm, că nu avem bani pe ce să luăm, că e scump. Cum vi se par prețurile? Păi e cam scumpe, dar ce să facem acum, na? Luăm așa cum e, că e bani, că nu e, trebuie să luăm. Spanacul este renumit pentru multiple... Am auzit, da. Dumneavoastră cum îl consumați? Păi îl facem și ciorbă cu carne și îl facem și în tigaie... Cum ne vine? Dar nu prea cumpărăm, că e scump. Vi se par mari prețurile? Mari, tante, mari. Cum îl gătiți? Păi, cum să-l gătesc? Fac întâi prăjeala, l-o păresc, pe urmă pun tot ce trebuie el și pun. Păi da, pot să-l fac și scurs, așa, un pic, pot să-l mâncăric, așa, alții fac cu orez, altele adică fac cu orez. Dar e bun. E bun acum de primăvară, vorba lui aia, și urzicile iar îți bune, orice e bun primăvara. Spanacul conține calciu care întărește sistemul osos. Specialiștii medicali susțin că spanacul este ideal pentru bebeluși, copii și vârstnici. De asemenea, dacă suferi de balonare sau constipație, te sfătuim să mănânci spanac. Fibrele sale mențin tractul digestiv în formă optimă, curățând colonul. În acest moment, în piața Mircea, spanacul este vedeta anotimpului. Un kilogram variază între 5 și 8 lei. Comercianții sfătuiesc cumpărătorii să-l consume atât în ciorbe, cât și crud. Spanacul e bun de fierie, conține amidon în el, sămănat în grădină, să udă, să seamănă, să privește, să taie după aia și să pune la piață. Cum recomandați să fie pregătit, să fie mâncat? Ciorbiță, salată, scurs, fric prăjit așa și cu ouă și cu oțet. Și cu carne, și cu caizăriel. Care este perioada spanacului? De acum primăvara și până prin iunie-iulie. După aia nu mai e bun. Spanacul are un conținut ridicat de potasiu și un conținut redus de sodiu. Această combinație este benefică pentru persoanele cu tensiune arterială mărită, întrucât potasiul scade tensiunea, iar sodiul o mărește. Și acidul folic din spanac contribuie la reducerea tensiunii și la relaxarea vaselor de sânge și a arterelor. De asemenea, întărește musculatura, accelerează metabolismul și este benefic pentru afecțiunile digestive.